Vreau să-ți povestesc un vis sau mai bine zis o poveste de groază și vreau să-mi spui ce părere ai despre asta. Începe cam așa. Cum ar fi să te trezești noaptea, să tu fiind în pat și să vezi că se deschide așa ușor ușa? Dar ți-e frică să vezi despre ce e vorba și tragi plapuma pe tine. Și în momentul ăla ușa se deschide dintr-o dată pe spate și cineva vine și sare pe tine în pat. Doamne ferește! Asta e prima dată. A doua noapte se întâmplă același lucru, dar de data asta, tu fiind curioasă să vezi despre ce e vorba, nu mai tragi plapuma pe cap și tot așa ușa se deschide. Și după ușa asta vine altă ușă, care și aia se deschide ușor, ușor. Și acolo era o bătrână, dar urâtă, 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 care învârtea ceva într-un cazan. Hai, era moartea. Moartea. Doamne, ferește, moartea. Sau era pur și simplu, nu știu, cineva care vrea să te sperie, o arătare, o ceva. Păi, se mai întâmplă și de-astea, dar să știi că multe vise care ți se izbândesc. Uite că tot veni vorba, vreau și eram foarte curios să te întreb și cred că și voi care ne priviți sunteți foarte curioși, nu știu, aici în zona noastră, ce fel de tradiții sau nu tradiții, obiceiuri atunci când moare cineva? Păi după ce mormântează mortul, îl îngroapă, când vii acasă pui pe pervazul geamului un colac și un pahar cu apă. Ok. Și se spune că mortul până la 6 săptămâni vine întotdeauna acasă. Și el bea din paharul ăla și mănâncă din colac. Să aibă mâncare acolo și apă să bea. Că altceva, deci, dacă nu are, poate face rele. Deci, tu pui astea pe... Dar unde se pun ele de obicei? De pervazul geamului în afară, nu în cameră, okay. În afară. Deci asta înseamnă că dacă tu a doua zi sau a treia zi sau așa... Te duci și vezi că e mâncat sau e băut din apă, ce înseamnă asta? Că umblă? Înseamnă că vine și... Vine acasă? Da. Păi și până ce la 6 săptămâni, până la 6 săptămâni, el umblă și vine. Întotdeauna vine acasă. Numai după 6 săptămâni, atunci el se ridică sufletul lui la cer și nu mai vine. Păi și dacă a fost om rău, cum se ridică? Să zicem că a fost om rău. Ori bun, ori rău. Tot acolo ajunge, dar acolo este și Dumnezeu îi separă. Unii se duc în iad și unii se duc în rai. Deci... Care a fost bun se duce în rai, care a fost rău se duce în iad, la smoală. Cred că deja știu răspunsul, dar sunt foarte curios să te întreb. Tu crezi în chestia asta cu rai sau iad? Cum crezi tu că arată acolo? Eu cred. Dar cum, cum crezi că arată acolo? Uite, în rai, cum crezi că arată în rai? În rai e numai bine, numai frumos, nu mai e, cum să spun eu, boli, nu mai sunt necazuri, e tot veselie. E, în iad e invers. Dar, bun, am înțeles asta, dar cum îl vezi tu? Ca, nu știu, un loc în cer sau tot pe pământ, dar pământul bun, fără niciun rău, fără nimic? Cum vezi tu asta? Asta... Că vezi tu, vezi tu. Eu mă gândesc așa și întotdeauna mă gândesc că pe pământ e și raiul, e și iadul. Pentru oamenii care fac numai rele, numai prostii, numai răutăți, acolo ăia, e iadul pentru ei. Și care sunt buni, uite, de exemplu, cât e de frumoasă natura asta. Nu, stai puțin, că asta nu mai are sens în ce ai spus. Stai. Spuneai că crezi într-un rai care ar fi ca un fel de alt univers, altă lume. Păi alt univers acolo în cer. Păi e pe pământ sau în cer? Asta e întrebarea mea. Și pe pământ e frumos, dar când s-o găta lumea asta, că o să se gate, așa. O să vină și sfârșitul lumii, nu știm când, dar o să fie. Ok. E, acolo sus. Mă scuze-mă că te întrerup. Asta oricum e un subiect foarte, foarte... cum să zic, adică se poate interpreta, știi? Asta contează foarte mult în funcție de persoană, fiecare cum vede și ce crede. Da. Eu unul tind să
să nu prea cred, adică în chestia asta. În fine, hai să reluăm discuția cu ce se întâmplă după ce omul moare. Păi da. Bun. Care mai sunt tradițiile atunci? Ca să faci, nu, de fapt ca să te, cum îi spunem, să încerci să te aperi dacă sufletul mortului încearcă să te bântuie sau așa. Ce tradiții mai sunt? Ce poți să faci ca să previi chestia asta? Da, ca să previi, este un obicei. De exemplu, când mortul e mort în casă, Da. că se întâmplă cazuri și de astea, când te bolnăvești, când e rău sau îi pare rău de ce-o lăsat acasă, el vine și încearcă să, nu știu, îi Bun. pare rău de Ok, am tine, înțeles asta. na, Ce și te trebuie să faci? bolnăvești. Când e acasă mortul, să-i tai din coperișul ăla, din coperitorul ăla de Cerceaful alb care se pune peste el. ăla, cum Ok, să spun, așa. așa, să tai o bucățică și când ți-e rău și când, Doamne ferește, frică, așa, Crezi că atunci când crezi că, crezi că el te da, bântuie? a prins ăla și te afun cu el. Și mai este ceva. Deci, bun, Dacă în caz stai să nu știu, să clarificăm puțin treaba asta. Deci, după cum ai povestit, ce am înțeles eu, de fapt, mortul e sicriul acolo, te duci da. frumos și din materialul ăla alb cu care e acoperit Așa, el, tai o da, bucată. da. Și atunci când tu crezi că el te bântuie, tu îi dai foc Îi și dai foc și te afum cu te el. afumi cu Da. ăla din materialul ăla, E, așa. și dacă în caz nu ai din ăla, că eu am pățit-o cu fata mea. O murit moșul ei. Și s-a bolnăvit. Atâta o iubea bătrânul ăla. Că nu era, numai o moșit-o, atât. Nu era Nu era neam de, de nu sânge. era n-am de sânge. Ok. Nu, eu fost rău la fată și moașa fetii s-a dus la cruce. Ea și-a dat seama că despre ce e vorba și a scârjelit o așchie de aia din crucea de Din lemn. Că era avea cruce de lemn. cruce de lemn până la 6 săptămâni, de aia la săptămâna. Și a venit acasă și a prins așchia aia de lemn și o dat în jurul fetii așa, o tămâiat-o și casa și tot, parcă i-o lua cu mâna. Nu i-a mai fost rău. Nu i-o mai fost rău. Și sunt lucruri adevărate care se întâmplă. Noi nu credem, dar totuși sunt. Sunt lucruri care se întâmplă. Și uite că le vezi. Zici că mai ai povești și pentru alte episoade, pentru Mai urmăritorii sunt, noștri? mai sunt întâmplări chiar adevărate, chiar adevărate. Dar în jurul Hunedoarei, o fată o dus-o la spital și a intrat în moarte clinică. Și toți erau siguri că fata a murit de-a binelea. Ori luat-o înapoi acasă, ori dus-o acasă, i-au făcut prileg 3 zile, după aceea s-a dus să o mormânteze. O dus-o la cimitir, o băgat-o într-un cavou, nu în pământ. Și după mormântare, toată lumea a plecat acasă. Era un votar pe acolo, prin preajma cimitirului, cu o ciordă de vaci. Și aude niște strigăte de ajutor, ajutor, ajutor. Și nu știa de unde vine sunetul ăla. O luat, o sărit gardul și a intrat în cimitir și s-a dus printre morminte. Și de acolo, chiar de unde mormântase pe fata aia, de acolo s-a auzea zgomotul ăla. Sunt spăimântat de nu știu ce să mai facă, o căzut jos de frică. Și atunci au revenit și au fugit, o lăsat și ba și tot și s-au dus în sat. Și nu era telefon atunci. S-au dus și o dat alarma. Haideți la cimitir că Să nu audeți e ceva din regulă. cavou. S-au auzit ceva din cavou. Și într-adevăr s-au dus oamenii care, neamurile lor, acolo la fetii, s-au dus și au deschis cavou și sicriul și fata era vie. Au luat-o și au dus-o înapoi la spital și s-a făcut bine până la urmă, Era dar moarte clinică. era moarte clinică și săraca Ai cum pe o dus la spital și gata, să vă combine. ea. Nu, probabil intrați în moarte clinică și să treziți. Salutare, oameni faini, am revenit cu videoclipul numărul 2. Păi, după ce mormântează mortul, făceam o gaură și acolo băgam. Era Cârnați-o. greu. De mult să lucra foarte greu. Orice.
Și acum ai floare la ureche, e totul mecanizat. N-ai treabă. Dar atunci era greu. Lucrau bietele femei până când le săreau capacele. Și eu am prins timpurile alea de atunci. Și zici că aveai multă cânepă. Și cânepa, da. Păi nu. Atunci nu cumpăram de gata, că n-aveai ce. Trebuia să punem cânepă, o culegeam când se făcea mare, când înflorea ea. O făceam mănunchi, așa, mănunchi de alea, le legam și le băgam la topit în apă. Le țineam câte o săptămână acolo, să topteau ele și după aceea le puneam la uscat. Era o meliță, așa îi spunea. O tocătoare de aia, două scânduri într-o parte și într-alta câte o scândură și la mijloc una care dădea acolo și puneai mănunul ăla de cânepă și îl tocăneai până când sărea toate o parte aia lemnoasă din el și rămânea numai firele. Și după aceea era un piepten, așa îi spunea, dărac, așa îi zicea, Dărac. dărac. Și îl pieptenai după ce s-o usca, dădeai cu el acolo și până când îl făceai fuior, așa se zicea. Îl făceai fuior și rămânea ce era restul ăla, îi zicea câlț. Ăla era mai calitatea a doua, cum s-ar spune. Și eu torceam și făceam uzamă, era mult, 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 mult de lucru. Mult ca să faci o pânză, ca să o poți să o faci o haină, să o îmbraci, era enorm de lucru mult. Și trebuia să te și pricepi, că dacă nu, nu făceai nimic. Și greu am trăit de mult, mult greu, mult, mult, mult. Dar cum să cultiva așa cânepa ca și Da, porumbul, ca ca și și, astea? da, puneam, în fiecare an puneam, că Păi nu încotro. și cu ce o luați de pe câmp sau din grădină? Așa o culegeam fir cu fir, fir cu fir și făceam mănune așa. Ca și greu. Nu, no, greu să faceți nopi, dar aia era numai cât să o prins așa, uite așa. Așa, o legam și făceam numai mănuni din alea. Le băgam la topit și, cum spusei, Și după aceea haine. făceam haine, dar era un lucru enorm de mult și costisit. Adică, cum să spun, Multă muncă. multă muncă. Dar erau de calitate hainele sau cum ce le făceai din ăla? Cămăși, cum era la de mult. Păi și cum ajungea cămașa aia albă sau ce Păi, culoare îi dădeai? oho, făceam pânza aia, o torceam și după aceea puneam alea, le băgam în, era un ăla așa, o scorbură într-un copac mare, făceai ca, așa îi zicea, ulei, un pârlău, cum am auzit pe aici, pârlău. Și acolo puneai în fundul ei paie. Și după aceea băgai pânzele alea, puneai o pânză așa ca să nu fie chiar pe paie, băgai toate cămăși și pânza aia, cum era aia țesută, cum ieșea de la război, o băgai acolo. Și puneai deasupra iar o pânză și puneai cenușe. Cenușe de la lemnele din sobă. Și după aceea turnai apă clocotită peste cenușa aia. Fua, salbea pânza aia de n-ai treabă. Și pe urmă te duceai și o spălai la apă curgătoare, o spălai și iar o puneai la soare și iar o spălai, până când ieși albă. După aceea croiai și făceai cămăși. Ce chestie. Și poale și păi, înainte, eu mi-aduc aminte când am fost eu copil, nu era păpuci ca să te încalți cu ei. Da, chiar Mai asta, încălțămintea, cum o făceai? încălțămintea obinci din porc și din piele de bovine. Dar din pielea porcului nu mâncam șoric, făceam obinci. Și țineau, cum? Păi țineau cât țineau, se rupeau în călcâi, se rupeau la vârf și pe urmă făceai altele. Ca și păpucii, că dar nu, eu am fost mare și încă n-am avut păpuși să mă de ăștia de cumpărat să mă încalz cu ei. Dacă nu mă înșel, tu ar fi trebuit să
Să prinzi și nu, al doilea război mondial, nu? Nu știu, de Al asta doilea mi-a război adus mondial a fost aminte din că... 45. Și mi-a povestit mătușa mea că erau la secerat, că de mult se secera cu secera, nu era combină, nu era nimic. Și erau mult la secerat, făceam placă la secerat. Și ori secerat, ori secerat, a venit ora mesei. Și era căldură mare. S-a dus mătușa mea să ia apă de la un izvor de acolo. Și ce să vezi? Când a ajuns acolo, un câine s-o rupă alta și nimic. Tot ea n-avea cu ce să se mai apere, că nu avea nimic la îndemână acolo. Și avea niște brăciri, așa se numea, brăciri din alea țesute în culori, cu lână. Și s-o desfăcut de brăcirile alea și a început să dea în câine. Să-i dea un cap și el trăgea de brăcirile alea până când le-au făcut Dar ferfelițe. ce sunt drăcirile alea? Un brâu care se leagă aici, se încinge cu el la mijloc. Până i-au făcut și brăcirile alea praf și pe urmă, cum, câinele au fugit după ce i-au rupt tot. Și atunci au luat și ea apă și s-au întors înapoi la oamenii ăia de la secerat. Și ce mai să vezi, ori pus masa să mănânce. Și a început ea să povestească, vai ce am pățit, uite ce pățit eu la izvor, uite așa, așa. Și atunci toți au râs de ea. Și au râs și ăla care era acolo, că persoana aia, omul ăla, era și el în ceata aia de secerători. Și au râs și ăla. Și când au văzut, ea când o râs ăla, au văzut firele de la brăcire colorate de lână, le-au văzut între dinții lui. Și atunci ăia au început să râdă toți. Au început să râdă, dar ea s-a înfricat. Ea s-a înfricat, o s-a făcut de să strânsase inima în ea, să nu mai știa ce să facă. Tremura toată. Păi și oamenii de acolo, n-au văzut care a... Ba da, dar ei au început să râdă. Și erau așa. Și nu, nu, ei nu, dar ei au început să râdă și ei de povestea ei, știi? Și atunci când au văzut că ăla are dinți brăcirile alea printre dinți, atunci și-au dat seama că el a fost. Și toți, bineînțeles, că toți s-au înfricat, toți, pai de mine, ce? Ori fost înfricat de Păi tot. și ăla care avea printre dinți, după Ăla ce lumea și-a dat seama că el a fost, ce-a făcut? o fugit, s-o dus în sărăcia lui, nu n-o mai stat acolo. Da, omul ăla exista în sat, știa cine Exista, îi. exista și el știa cine. Păi și după aia l-au mai venit acasă? Aia nu știu, dar nu mai, nimeni nu l-a mai agreat în aretul lor sau când îl vedea, îl ocolea. Deci... Era un fel de strigoi. Era strigoi, se făcea, păi dacă s-a transformat în câine, un om să se transforme în câine, ăla e strigoi. Asta înseamnă că intra un spirit în el Păi sigur că da, sigur că sau da. el era Și s-o mai strigoi. întâmplat din astea, am mai auzit că s-au mai făcut oameni care umbla noaptea în câini, în fantome. Sunt de astea, ori fost de mult și acum sunt. Și acum sunt. Care mi s-a întâmplat mie, nu la altcineva, eram așa, un copil de vreo 10 ani, cred că. Aveam vreo 10 ani. Și unchiul meu, din partea mamei, a zis că o vrut să se ducă la lemne în pădure, să aducă cu carul cu voi, că nu era atunci cai, nu era boi. Și m-a luat cu el la lemne și am mers. Era mai așa, mai la amiaz. Și până a încărcat carul cu lemne, până nu știu ce, până tăia lemne, s-a făcut seară. Și ce să vezi, nu mai, nu aveam nici lumină, nici felinar, nici nimic, că ne-a apucat noaptea. Și ce s-a gândit, stă mai aici până se face ziua. Și așa am făcut. Am încărcat carul cu lemne, o lega boii și le-o dat să mănânce acolo și o pus o haină acolo pe
lângă căruță și s-a culcat. Și m-am pus și eu să mă culc, dar ce, n-am adormit. Și am auzit într-un timp niște părăituri prin pădure. Niște părăituri, troznea lemnele, făcea baie de mine și așa m-am speriat. Și când am deschis ochii, că stăteam ghemuită lângă unchii meu acolo, când am deschis ochii, o ceva alb, mare, mare, numai așa se mișca, parcă era un robot, prin pădure, dar mare și alb. Și troznea toate lemnele, boii ori început să mugească, să zbiere. Atunci m-am speriat rău, rău, rău de tot, rău de tot, am zis că leșin. Și m-am ghemuit lângă, unchii meu dormea tun, că era obosătare. Și m-am ghemuit lângă el acolo și așa, într-un târziu n-am mai auzit nimic. N-am mai auzit nimic, a dispărut tot și nu mai știu ce s-a mai întâmplat, că am adormit. Dar ce crezi că a fost? Păi chiar fantome din astea, cum sunt multe. Spirite. Spirite care mor oamenii fără lumină, fără nimic, așa ăia să fac strigoi. Sau oameni răi. Sau oameni care sunt răi, care sunt, sufletul lor întotdeauna au fost rău și au făcut numai rele la oameni. Cum adică dacă moare fără lumină? Păi și ăia, e pintuneric, așa, ăla n-are, e tot întunecat. N-are liniște. N-are liniște. De asta trebuie să prinzi lumânarea atunci când moare. Da, da, și să fie spovedit și comunicat și... Și dacă nu... Și să crezi, să, nu știu, să fie așa cum trebuie să fii, să nu faci rău la nimeni. Să fii bun. Dar ea ne-a spus o poveste, a spus, asta nu e o poveste, e un lucru adevărat. Și a început să ne povestească cum străbunicul meu a plecat la moară într-un sat vecin. Să macine, că atunci așa era, nu găsa nimic în comerț. Și o băga, o pus aici în căruță, un hamac aici la căruță și a plecat la moară, dar o străbătut un câmp. Străbătea un câmp, că era în alt sat. Și a ajuns la moară, dar trebuia să stea la rând, că era mai mult, nu era numai el. Și l-a apucat noaptea. A fost târziu din noapte, cam pe la 2:30-3 noaptea, când să se întoarcă acasă. Și când se întoarcă acasă, pe câmpul ăla care îl străbătea, a întâlnit un om îmbrăcat în negru și i-a dat bună seara. Dar omul nu a zis nimic. Și dacă nu mai insista și o mers mai departe. Când a început caii să agite și nu știu ce, când întoarce să vadă de ce și cum, pe de ce s-a speriat, omul ăla era în spatele căruței, s-a așezat acolo în spatele căruței. Și el ținând bine de cai, că să voia la fugă să caii, o întors capul să vadă dacă omul ăla mai este acolo. Nu mai era. Și atâta s-o speriat și o ajuns, o străbătut câmpul ăla, cred că cu viteza luminii, caii, de frică. Caii sunt întotdeauna că nu e lucru curat. Deci era un strigoi era, ceva. Era o fantomă, un strigoi. Un om rău care eu ești în cale atunci. Și sunt multe, multe, multe lucruri adevărate care s-au petrecut. Și îți mai spun o poveste, asta chiar că poveste. Străbunicul meu, când era el tânăr așa de vreo 20 de ani, 21, 22, s-a dus la pesite, era drag de o fată și s-a dus să o ceară la părinți. Și s-a dus acolo, dar... O întârziat. Nu-i mai venea să plece, dar totuși trebuia să plece, că cu bun simț. Și-a fost o oră întârziată, tare. Trei jumate noaptea și era iarnă, oricum. Și mergând el așa, în marginea satului era o fântână.
Și tot aude că scoate apă, ia, tot se vărsa găleata, tot ieșea apă din fântână cu găleata, era și o turna jos. Să uită, nu vede pe nimeni. Nu vede absolut pe nimeni. Și tot așa, zice, bună seara, bună seara. Ăla, cine era? Că nu era nimeni, dar s-o gândit că poate s-o ascund de el. Nu-i răspund nimeni. Dar găleata tot ieșea din fântână și o turna jos. Și atunci ce putea să fie acolo? Iar un strigoi care își făcea de lucru toată noaptea. Cred că e ceva foarte, foarte wow și foarte, nu știu, să vezi tu o găleată, cum iese din fântână, se varsă apa, dar nu-i nimeni. Exact. Ca și cum iese singură. Exact. Și s-a înfricat bietul, străbunicul meu, s-a înfricat dar de atunci. Întrebarea e, tu crezi în poveștile astea care ți-au fost spuse? Măi, sunt adevărate. Păi am petrecut și eu, nu ce să zic că îmi spun povești. Am petrecut și eu pe pielea mea, multe, multe, multe întâmplări adevărate, care n-ai cum să nu să le uiți sau asta e. Să știi că au început să te urmărească foarte mulți oameni și să-ți asculte poveștile. Așa că acum eu îi rog pe cei care se uită la acest videoclip, dacă au vreo întrebare sau vreo nelămurire, îi așteptăm în comentarii, unde, după ce se vor strânge câteva întrebări, vom face un video în care le răspundem la întrebări. Da. Sau măcar încercăm să ne dăm cu părerea. Corect. Deci, cam atât a fost cu videoclipul de astăzi și ne vedem altă dată.